Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta! Gata, de acum putem vorbi despre primăvară, chiar și din punct de vedere astronomic. A fost echinocțiul. Ziua crește, sperăm să ne ajute și temperaturile. Dar cum ultimii 4 ani au fost cei mai călduroși, nu de căldură cred că ne vom putea plânge. Explozia puternică produsă ieri într-o uzină chimică din estul Chinei, soldată cu cel puțin 44 de morți, este considerată a fi răspunzătoare și de producerea unui cutremur de pământ cu magnitudinea de 2,2 grade în apropierea locului catastrofei. Numele devastatoarelor uragane de categoria 4, Florence și Michael, formate în 2018 în bazinul Atlanticului, au fost retrase de pe lista oficială rotativă pe care o elaborează Organizația Meteorologică Mondială. Vor fi înlocuite cu Francine și Milton, care nu vor putea fi utilizate până în 2024, când, potrivit ordinii stabilite, va reveni rândul numelor folosite pe lista din 2018. Florence, cu vânt de până la 220 de km pe oră și însoțit de ploi epice și inundații catastrofale, a devastat zone întinse din Carolina de Nord și de Sud și a provocat moartea cel puțin 51 de persoane. La noi în țară se anunță temperaturi în creștere, dar pentru că este weekend, că doar v-ați obișnuit în ultima perioadă, vom avea și vânt cel puțin în zona montană. Astăzi am avut parte de o dimineață cam rece, mai ales în vest, în nord și prin centru, unde termometrele au indicat și valori de minus 9 grade Celsius. Vești bune, de mâine vremea se încălzește, astfel încât până duminică la amiază vom avea valori de 20, chiar 21 de grade. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Banat și în Oltenia. Norii vor fi foarte puțini, prin urmare și ploile vor apărea cu totul izolat. Vă invit să vedem câteva fenomene și temperaturi de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Mâine dimineață cea mai ridicată valoare va fi în Constanța, 9 grade, însă la amiază nu în Constanța va fi cel mai cald, ci în Craiova, iată, 19 grade cu plus. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Știți ce zi este mâine? Sâmbătă, o să ziceți! Da! Dar și Ziua Mondială a Meteorologiei. Așa că ar fi frumos să-i felicităm cu toții pe cei care ne aduc în fiecare zi vești despre vreme, căci fără ei, până la urmă, emisiunea noastră ar fi un pamflet. Bun găsit! Nu cred că greșesc dacă spun că în ultimii 4,5 miliarde de ani, Soarele a fost cel mai bun prieten al Terei și implicit al oamenilor. Căci de forța lui vitală depind vremea, clima și viața însăși. În contextul în care măsurătorile efectuate în ultimii 30 de ani arată că radiația solară nu a crescut în intensitate, dar temperatura globală a crescut, concluzia este că responsabilitatea ne revine nouă, oamenilor. Despre soare, pământ și vreme se vorbește astăzi în toate țările care celebrează Ziua Internațională a Meteorologiei. Ea este de fapt mâine, căci pe 23 aprilie 1950 s-a înființat Organizația Mondială a Meteorologiei. Dar se sărbătorește astăzi atât în lume cât și la noi, aici la Administrația Națională de Meteorologie. Tema din acest an, Soarele, Pământul și Vremea, reflectă scopul esențial al Organizației Mondiale și rolul celor naționale în monitorizarea sistemului Pământ, acela de a furniza prognoze meteo zilnice și de a oferi consultanță factorilor de decizie în legătură cu variația și schimbările climei. Informațiile oferite de meteorologi sunt vitale în acțiunile de protejare a vieților și proprietăților împotriva vremii extreme și ajută la construirea de soluții pentru adaptarea la schimbările climatice. De la cei aproape 150 de milioane de kilometri depărtare de Pământ, Soarele face ca planeta noastră să fie suficient de caldă pentru ca toate formele de viață să prospere. Înțelegerea modului în care soarele influențează vremea și clima este esențială pentru Organismul Mondial al Meteorologilor în efortul de a contribui la sporirea rezistenței comunităților umane. Ultimii 4 ani au fost cei mai călduroși la nivel global din epoca modernă. Pământul a avut mai mult de 400 de luni consecutive cu temperaturi globale peste media secolului 20. Ultima lună cu temperaturi sub această medie a fost decembrie 1984. Deci, clar se întâmplă ceva și încă se întâmplă cu repeziciune. Schimbări climatice, soluții pentru adaptare și înțelegerea interacțiunii între soare și pământ au fost subiectele zilei. Deși putem considera că primele relatări meteo le avem de la poetul Roman Ovidiu, care descria iernile aspre în Dobrogea și înghețarea mării la țărmul pontului Euxin, adevăratul start al meteorologiei la noi este dat de înființarea Serviciului Meteorologic în 1884.
S-ar descurca oare societatea de astăzi fără buletine meteo? Nu se mai poate fără, pentru că evoluția vremii este parte componentă a majorității activităților umane și nu numai a celor din prezent, ci și a celor de perspectivă. Nu ne putem închipui, deși până în secolul XIX lumea a rezistat, dar odată cu dezvoltarea industriei, dezvoltarea economiei, odată cu creșterea populației, numărului de oameni, dar și cu această explozivă dezvoltare a tuturor tehnologiilor, e clar că și buletinul meteo face parte din cotidianul nostru, ca atunci când mergem să scoatem bani de la un bancomat sau atunci când folosim calculatorul. Practic nu ne mai gândim foarte mult la ce e în spate, a devenit ceva foarte uzual. În spatele nostru, în spatele a ceea ce se vede, este foarte multă muncă din partea unei echipe deosebit de numeroase care formează un serviciu meteorologic național. Este vorba despre acei oameni care asigură măsurătorile meteorologice, bineînțeles cu ajutorul aparaturii din rețeaua națională de măsurători, și aici mă refer la stațiile meteo și la rețeaua de radare meteorologice. Pe de altă parte, este vorba de cei care realizează, folosind ca dată de intrare aceste date măsurate, realizează cu ajutorul modelelor numerice de prognoză materialele cu ajutorul cărora meteorologii ulterior vor putea realiza prognoza pentru un interval din ce în ce mai lung de timp. Din când în când, prognozele meteo sunt contradictorii de la o zi la alta. Acest fapt are legătură oare cu schimbările climatice? În general, e foarte greu ca într-un sistem care se modifică, își reconfigurează relațiile între componente atmosferă, ocean, criosferă, să ai această stabilitate a predicțiilor care ține până la urmă de o stabilitate climatică. Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră. La noapte cerul va fi variabil, doar prin nordul și parțial prin centrul țării, cu totul izolat, este posibil să plouă slab. Vântul va prezenta ușoare intensificări în Moldova, în Dobrogea și în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor porni de la minus 3 grade, iată, în depresiunile din estul Transilvaniei, și se vor opri la 9 grade cu plus în Dobrogea. Pe arii restrânse se va produce brumă. Mâine vremea va fi în general frumoasă, doar în ținuturile sudice, în prima parte a zilei, norii vor fi mai numeroși. Vântul se va face simțit în toată țara, în Moldova, în Dobrogea și în Bărăgan, la rafală va atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar în zona montană înaltă se vor depăși chiar 70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 11 și 20 de grade Celsius. În București, la noapte, cerul va fi variabil, spre dimineață în centrul capitalei vor fi 6 grade Celsius, iar în cartierele de la periferie doar 2 grade. Mâine, norii își vor face apariția în prima parte a zilei, apoi cerul va deveni variabil și la amiază vor fi 17 grade. Vântul va sufla moderat, iar presiunea atmosferică are o valoare ușor mai ridicată, de 765 mm coloană de mercur, și va fi ușor variabilă. Poi mâine, cer senin și 17 grade. Vântul se liniștește. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine ne va aduce o vreme foarte frumoasă. Abia duminică seara și noaptea în nord și în nord-est sunt anunțate ploi. Vântul își va mai face simțită prezența doar în zonele montane înalte, iar la amiază din nou maximele vor tinde spre 20, posibil chiar 21 de grade. Mâine la munte, cer variabil, în zona montană înaltă, mai ales din Carpații meridional și de curbură, vântul va sufla tare și va depăși viteze de 70 de km pe oră. Regimul termic va fi comparabil cu cel de astăzi, 1 grad în Ceahlău și cel mult 12 grade în Stâna de Vale. Dacă v-ați gândit să călătoriți prin Europa, ar fi foarte bine să aflați cum se anunță vremea. Mâine, în sud-vestul continentului, atmosfera va fi însorită și din ce în ce mai caldă. Iată că la amiază, în Lisabona, vor fi 25 de grade Celsius. În schimb, în țările vestice, norii vor fi destul de numeroși și pe arii restrânse va ploua slab. Zi de primăvară se anunță mâine și în țările sudice și în cele sud-estice ale continentului, însă vântul va prezenta ușoare intensificări în țările sud-estice, asta înseamnă că la
rafală se pot depăși viteze de 60 de km pe oră. La amiază vor fi 21 de grade în Roma. În țările centrale, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate și doar pe aici, pe colo, sunt anunțate câțiva strop de ploaie. În schimb, în nord și în est, pe lângă ploi, meteorologii anunță și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În Norvegia, dar și în vestul Suediei, există un cod galben de vânt. Asta înseamnă că la rafală se pot depăși chiar viteze de 100 de km pe oră. Cel mai cald va fi, iată, în Praga și în Berlin, 19 grade Celsius. Atât pentru astăzi. În finalul emisiunii ne delectăm nu cu o imagine a zilei, ci cu mai multe, câteva fotografii selectate pentru calendarul 2019 al Organizației Mondiale de Meteorologie, care au ca subiect soarele și vremea. Apoi urmează telejurnalul Orei 19. Pe curând!